seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. La cei 21 de ani ai săi, Eugenia Gândrabur se mândrește cu doi copilași frumoși, o fetiță de 3 ani și un băiețel care de-abia a împlinit un an. De o lună însă, tânăra mamă nu și-a mai văzut copiii. Nu mi-a dat voie să mă săim așa cu băiatul. Ca o mort. Ia că cum a fost tare mea atunci. Nici până în ziua de azi n-am venit și nu știu cum. Și sora femeii, Oxana Cebotare, povestește înlăcrimată că în aceeași zi, autoritățile i-au smuls-o din brațe pe fiica ei de 4 ani. Eu i-am dat viață. Eu am avut grijă de dânsa atât timpul. Eu nu pot fără dânsa. Eu sunt un om și până în ziua de azi nu-i copilul. Eugenia și Oxana povestesc că s-au opus cum au putut să nu li se ia copiii, dar nu le-a auzit nimeni. Și eu m-am mucăiat în casă, am pus aici belșugă și în partea aceea am pus crucea și la ușă. M-am dus cu fata, zic, poate zic să ies sau gardă, zic să mă duc, să mă ascund undeva, zic să nu mă găsească. Surorile sunt convinse că tot ce li se întâmplă este urmarea unei răzbunări crunte puse la cale de către fostul concubin al uneia dintre ele. Da, de el și musnaș am fost la dâns și a luat ca să plătească, pentru că vrea să ne iei copii. Sortă un grup și a să o rușesc de mamă. La rândul său, bărbatul acuzat de surori lansează el învinuiri la adresa acestora. El afirmă că tinerele mame au rămas fără copii din cauza că ar trăi în desfrâu. Câmbile din tete sati, cum caută băieți, într-o sară târziu, ca că chelea cu măsa au născut o sărit de piste un gard și acasă au fugit. Cum se face că două surori din Chetroasa au rămas fără copii? Ce motive prezintă autoritățile? Și unde se află acum micuții? Cu ce acuzații șocante s-au pomenit tinerele mame? Una dintre surori a trecut testul la poligraf. Ce va arăta acesta? Vedem astăzi. Oxana Cebotari povestește cum a fugit de la autorități ca să nu-i fie luată fiica. Zice că a cedat atunci când a văzut mașina de poliție venită după ea cu girofarul pornit. Mai multe vom auzi de la tânăra mamă și tatăl copilului luat. Oxana, Alexandru, vă rog să intrați în platou. Oxana, Alexandru, știm că autoritățile v-au luat singurul copil pe care l-ați avut. Povestiți-ne, vă rog, cum s-a întâmplat. Eu eram la lucru și a venit acasă, era numai soția acasă și a luat copilul. V-au prevenit? Nimic. Nimic nu ne-a prevenit oricum. A intrat domnul primar, a venit la clienta asistență socială, eram cu Maria și cu băiatul, eram de val. Dar sora oricum era dusă la ziua lui Alisa, la Verjac Iuri era plecat. Și eu am sunat-o pe sorți, chiar că a venit la Crăulin și a zis că dacă îți trebuia să fie ridicați copiii din familie. Și a doua zi vine primarul, neamul Paul Roșca, vine și cu Iulia Alpan înainte. Nu că trebuie ridicați copiii, dar din și cauză, că nu ne-ați dat nici o foaie, zic, să știm, să ne uităm, pentru și ești deși, zic, s-au luat copiii ăștia din familie. Nu vreau să spui nimic oricum. Colegii mei au realizat un scurt subiect despre voi. Haideți să-l vedem împreună și să vă cunoaștem mai bine. Atenție, Laica! Oxana Cebotari povestește că atât ea cât și sora ei și-au trăit copilăria în orfelinat. Ele au ajuns acolo din motiv că părinții lor s-au trecut din viață prea devreme, iar bunica nu era în stare să le crească. Eu nici nu alții în minte pe tata meu, ca tare. Nu alții în minte. Pe tata meu deloc nu alții în minte. Vă 36, mama mea, tinerică, s-a dus din viață oricum. Știam, ne-a dus pe noi la internat, a făcut documente, eu m-a însărat anul raionul Iova. Acolo am învățat, dar sora, tocmai strășe, ne-a dispărțit una de alta. Oxana zice că educația care a primit-o în pereții orfelinatului îi prinde bine în viață. Acolo a învățat profesia de croitoreasă. Da, e foarte bine la internat. Că am învățat oricum croitorie, croșatată, este brodat, am învățat tot bine, este pe 10. Da, am cușuliță, chiar brodez acolo tot, pot numără astea tot, cușulițele și ele. După ce și-a finisat studiile, Oxana l-a cunoscut pe Alexandru din satul Țigănești, raionul Strășeni. Ea povestește că s-a îndrăgostit de acel bărbat din prima clipă în care l-a văzut, iar de atunci sunt nedespărțiți. Și ne-am întâlnit în Strășeni oricum și am făcut cunoștință, că mi-aș la mine, că da.
bunica l-a văzut, a zis că ei, Sasha e bun, un alta, nu îmi place mai să acasă, nu îmi place de dânsul, că el e bravă, așa cu bunica frumos comporta, nici un cuvânt, mânca mai mult, Doamne ferește, ține tare la dânsul. După 6 ani de relație, Oxana și Alexandru au decis să-și mărească familia. Ea a dat naștere unei fetițe perfect sănătoase, care le-a adus în casă multă bucurie. Zic, mai de să zic, și să facem o... Zic, să vreau o fată, zic, vreau ceva, zic, și ne-a dat Dumnezeu și așa. Și el zice că, dacă vrei, hai, Oxana. Și ca când s-a prinit fata asta, am prins însărșinată, el bucuros, merge cu mine la o zi. Oxana susține că și-au crescut fiica așa cum au putut ei mai bine. Chiar dacă duceau lipsuri, femeia s-a străduit ca copila să aibă strictul necesar. El a lucrat la moară aici, la noi, la Coșernița. Zi de zi lucrați, duși numai duminica era liber. Venea acasă. Mă rog, o mâncare facem acasă, eram copilul, mai săpam în grădină, mai spălam hăinuță de fetii. Tânăra mamă crede că decizia autorităților de a o lipsi de ce are ea mai scump este nedreaptă. Acum, cea mai mare dorință a ei este să-și întoarcă copila în brațele sale. Cât mai repede vreau să întorc copilul, cât mai repede vreau să fie pe lângă mine. Oxana, Alexandru, eu vreau să vă întreb dacă voi știți unde se află acum fiica voastră. Eu am fost și am văzut-o. Fata era șrășită. Deci tu ai văzut-o? Da, tu știi unde se află ea? Lei, eu năsată, chiar era rășită. Fata, oricum. Și păi Alexandru năsată. Spune că nu știe. Eu nu a fost cu mine. Nu am fost, eram la lucru. Eu m-am dus și ne-am văzut fata. Și am fost și am dus, și piceniș, bumbani, calate, un soc, i-am dus. Și nu m-a s-o aprochet fata acolo. Voi ați avut o întrevedere? Ți-au adus da. O... Da, unde, da, da. Unde ți-au adus? Chiar la Criulie, în asistență socială. Mm-hmm. Dar nu ți-au spus unde este ea acum? Ei spune că într-o familie, dar n-are cum să știu în familie. Zic, poate la un centru ceva ai dus. Zic, ea n-are cum să știu, zic, într-o familie. Zic, și om s-o iei, pe dânsă, orice femeie s-o iei, copilul meu străin să-l iei, să-l ței. Oxana, dar ne-ai spus mai devreme că autoritățile ți-au luat fiica pe nedrept. De ce crezi asta? Și de fapt, ce crezi că s-a întâmplat? De ce ți-a fost luat copilul? Ei zic că din spinala la curățenie, da, era o cameră care, mă rog, facem reparații. Că s-așa unii de pești hotare au luat, mă rog, și-o totul schimba, două uși, o fereastră, acum două tanțiment și era luat, da, jos și el o bătu setcă. O bătu setcă, o dat cu țiment și oricum nu, eu rămas numai că sunt drepte. Stiorcuiască pereți, ea ca care a fost cauza așa. Dar eu am înțeles că tu ai o altă bănuială, tu și sora ta. Că, de fapt, cineva se răzbună pe voi. Despre ce ar fi vorba? Iura Verjac asta tot a pornit, că se răzbune. Cine este Iura Verjac? Soțul care nu sunt scris oricum, dar e tata lui Alisa. Fostul concubin al sororii tale. Da. De ce credeți că el ar fi implicat în asta? Și că el s-a dus la Boșcana și a scris cereri cu un creion simplu la poliție. Oricum a scris că trebuie să se ridicați copchii, că nu trebuie să trăiască în familie, oricum, după la noi în familie, că suntem sărași și una alta este. Uh-huh. Și a zis că nu trebuie să trăiască copiii cu la noi acolo, trebuie ridicați. Și el n-a sunat pe dânsul, am zis, vei rea că așa s-a întâmplat, că ne-au luat copchii, deci că nu din cauza mea, zic, dar de-al cui cauza s-o lua copchii? Și el zice că nu din cauza mea, așa domn primarea voastră, așa au făcut, că să iei copchii. Dar tu crezi ce motive ar fi avut el să o facă, dacă tot dai vina pe el? Da, ce dau, zic, eu dau vina că de ce ar vrea să-ți facă un rău acest... De atâta că el, sora mea, vrea să o rășească dreptul părintești, sora mea, ca de ce? De atâta că să iei, să o iei pe a***, să-ți cazvâre câți bani ați trebuiască, să iei pe la dânsul, dar pentru ce să e atât de supărat pe sora ta? Dacă să o rișească de dreptul de părintești. Dar de unde vine această supărare? Tu cum îți explici? De la dânsul, el tot face și el vrea să o rișească, o să eu câți bani n-aș ia să văr la stat și vrei, nu vrei să o decai dreptul de părintești. El are casă, el are mașină și mai are el pe acolo. Și el zic eu tot, să fac tot posibil cu să îmi iau fata. Fostul concubin al Eugeniei spune că are motive clare care l-au determinat să-și denunțe fosta iubită la asistența socială. În această seară urmează să descoperim realitatea. Eugenia vrea să demonstreze că ea și sora ei, Oxana, sunt mame bune. Pentru a demonstra asta, Eugenia a ajuns în fața expertului poligraf. În scurt timp vom afla
Care este adevărul? Pentru mine nu este clar motivul, categoric nu. Nu, chiar nu-l înțeleg, deoarece nici sărăcia și nici curățenia nu pot servi de impediment pentru aflarea copilului în familia biologică. Absolut toată contemporanitatea, luptă pentru prezența copilului în familie biologică este cel mai determinant, pozitiv factor pentru o dezvoltare normală. Nu mai există școli speciale, practic, nu, internate. De ce? Până și copilul cu dizabilități multive este în familia biologică. De ce? Deoarece este un climat absolut deosebit de formare și dezvoltare a copilului. Și atunci stau și mă gândesc care ar fi fost cauzele, dacă sunt ele, pentru așa un pas nedorit, inexplicabil și foarte nociv pentru copii. Aici trebuie să fie ceva care ar striga în glas, deoarece în tot restul cazurilor copilul trebuie să fie doar în familie, doar cu mama. Săracă, da, nu e problemă. E o relație care îl formează și situația pentru care se pledează și situația care dezvoltă. Nu-mi dau seama ce ar fi trebuit să fie ca administrarea să recurgă la așa un pas din punct de vedere groaznic. Nu poate fi luat copilul chiar din prima. Probabil că au mai fost anumite intervenții, probabil că au mai fost anumite, eu știu, conflicte sau copii. Pentru că ne-ați spuneați cumva un concubin oricare se răzbună pe fosta lui concubină. Dar vedeți că nu s-a luat doar copilul de la surioara dumneavoastră, au fost luați ambii copii, au fost luați copiii și de la dumneavoastră și să înțeleg că locuiți împreună în aceeași casă, nu? Da. Deci cumva motivele au fost comune. În această seară discutăm despre două surori din satul Chetroasă, Criuleni. Acum o lună, ambele au rămas fără copiii lor. Micuții au între 4 anișori și 12 luni. Ambele mame afirmă că autoritățile le-au făcut o mare nedreptate și sunt convinse că totul este un scenariu de răzbunare pus la cale de către fostul concubin al uneia dintre ele. În curând veți afla ce anume a făcut bărbatul și ce detalii despre viața surorilor ar fi scos la iveală. Pe de altă parte, una dintre surori afirmă că totul este o minciună și, în dorința de a demonstra adevărul, a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Dar până afla rezultatele acestuia, vă invit să o cunoașteți. Eugenia Gândrăbul a venit în platoul meu. Sunt întâlnit. Uite, i-am auzit până acum pe cumnatul și pe sora ta, dar vreau să te rog acum tu să ne povestești de ce ai rămas fără copiii tăi. A fost concubin înscris pe mine o plângere la poliție că eu mă ocup cu prostituție. Și primarul tot așa o scris la mine. Și pe data din tâi a venit asistent socială și primarul și ne-a luat copii, adică nu arăta nimic foi. Și ne-a copii. Bun, zi-mi, te rog, ți-au luat ție copiii pentru că a scris fostul tău concubin, un denunț. Dar cum crezi, de ce sora ta a rămas fără copilul ei? După cum ne-a spus doamna Iulia până înainte, asistent socială, că nu a fost condiții. Mă sper că se dau și mitrică. Sub atunci nu a fost... La părinții și... Dar tu te consideri victimă? El s-ar răzbuna pe tine? Da. Dar de ce? Pentru că vrea să ne iei fata, dar eu nu i-o dat eu. Crezi cu fata așa? Eugenia, dar tu știi unde se află acum copiii tăi? Nu vor să spun. Nu știi nimic despre ambii copii? Băietul e la centru de familie, dar fetița mea e la tatăl dânsa. Tatăl dânsei fiind acest fost concubin, da, al tău, care zici că ți-a tras o cursă. Da. Și se răzbună. Dar cum a ajuns copilul tău la el? Pe 28 a venit că 30 trebuie să fie bazoul dânsa de naștere și el știe că eu nu putem să am posibilitatea să-i fac ziua de naștere. Și el o-ți dă mie fata și n-am vrut să o dau cătar, dar sora mea o-ți că mă gine să fac probleme, să duc chiar la poliție, scrie pe tine, bune, mă gine, dă-i. Și eu i-am dat-o. Și el o-ți mă duc să scriu cer la poliție, că e normal că tu ne-ai dat fata, metrica.
Și el s-a dus și a scris denunțul. Da. Eugenia, am aflat de la sora ta că voi ambele ați crescut în mare parte prin orfelinate. Hai să-ți auzim povestea. Atenție la ecran. Eugenia Gandrabur se plânge că după ce și-a pierdut mama, nu a mai avut parte de dragoste. Tânăra își amintește cu durere despre clipele pe care le-a trăit la orfelinat. Chinuiți, flămânzi, bătuți. Chiar ultima dată eram în clasa 8-a. M-am dus la liceu jos și eram cu o prietenă. Și noi atunci am avut păduchii în cap. Și noi ne controlam în cap, ne scurcam în liceu, adică noi ne temem tare dânsa de profesor, asta era tare. Și când ne-a luat pe la tavale pe jos, am două, așa cum eram, am două, cu picioarele și cu pumne și ne-au tuns lăsâi. După ce a ieșit din pereții orfelinatului, Eugenia nu știa unde să-și îndrepte pasul. Povestește că s-a angajat îngrijitoare la un azil pentru animale. Și m-am dus la azil? Pentru că eu n-am avut bani de cămin. Asta e în primul rând. Mă trăam după pisici, spalam, le hrăneam. Anume cu pisicile? Da, și cu cânitul. Tânăra spune că la azilul unde muncea a cunoscut un bărbat de 41 de ani. Ea își amintește că el îi aducea mâncare și îi plătea chiria. Și am văzut că el se îngrijește de mine. Și adică, nu știu, ne-a intrat așa ca un tată, nu știu cum zic, adică atunci, în primele dăți. Eugenia spune că diferența de vârstă de 22 de ani dintre ea și acel bărbat a speriat-o. Ea zice că a vrut să încheie relația cu el, dar acesta ar fi insistat. Ea stai și eu geaba te hrănesc sau... Și eu cum eram bată, nu știu, ți-am indicat așa, sincer. Am avut și am avut și după asta tot. Nu m-am pembețăit cu dânsul, mă cucam. Nu văd așa ce o trebuie. La scurt timp, tânăra a rămas însărcinată. Ea zice că iubitul ei nu s-a bucurat să audă o asemenea veste. Și așa s-a început și până și a rămas însărcinată și el, când eu am zis că sunt însărcinată, eu aveam vreo 2 sau 3 luni. Apoi el a zis că nu-i copilul meu. Și îi dădea lui surment, îi dădea bani, îi dădea bord, dar surment ce? Asta e primul copil. Tânăra povestește că abia când pruncul ei avea 8 luni, fostul ei iubit și-a recunoscut paternitatea. Cumpăra pampersuri, adică nu zic, nu a avut grijă. Eugenia zice că a încercat să întemeieze o familie cu tatăl primului copil, dar a eșuat. Așa că, din dorința de a se vedea soție, tânăra a decis să înceapă o altă relație. Am făcut cunoștință cu un băiat după Iura, că eu am vrut ceva mai serios, adică s-o de Iura și adică să-mi iau fata și adică să mă mărit, adică odată, adică să mă stâmpăr, să iasă de mine, adică și fata. Din urma celei de-a doua relație, Eugenia a dat naștere unui băiețel, dar nici de această dată norocul nu i-a surâs. Ea povestește că al doilea iubit a abandonat-o de cum a aflat că e însărcinată, iar acum nu mai vrea să știe nimic de ea, nici de copil. După ce a aflat că săracă, gata, tot și-a schimbat. Și zice și de ce? Tu eu n-am vrut copilul ăsta. Și l-a făcut la să-l crească. Știți, dacă să vorbesc asupra situației care am discutat-o, a fost o copilărie foarte grea și îmi dau seama că cei despre ce spune a avut loc, cunosc că așa situații cu părere de rău erau cândva, în mai multe internate și chiar e de o crezare. Copilărie foarte grea fără model normal, de viață normală, de părinte normal, de copilărie normală. Mai departe, m-a impresionat situația că am mers la lucru. Deci nu a mers în altă parte, a mers la lucru și este aplaudabilă situația. Mai departe s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, dar iarăși îmi dau absolut îmi explic această situație. Deci ea nu avea ieșire din situație și a căzut sub o violență materială și emoțională. Ea fiind de fapt încă copil nepregătit și cineva s-a folosit de această incapacitate de a face față lucrurilor. Ea nu găsea ieșire din situație decât ceea ce a fost. Deci pot să-mi explic această situație și o înțeleg și îmi pare foarte rău căci persoana dată a trecut prin situații foarte dificile și nu și-a abandonat copilul și nu a întrerupt sarcina și a continuat să lucreze. Deci până când eu văd lucrurile anume așa. Eu din start, când doamna a zis că a trăit la casa de copii, adică m-a luat așa fiori, pentru că acolo, într-adevăr, nu este un exemplu bun, că puteți să croiți ceva, este foarte bine. Totuși, mai sunt copii, iarăși o să zic, care au trăit la casa de copii.
O să ajung la aceea că copiii dumneavoastră care v-au fost luați este... Nu în zadar au fost luați, dar ceea ce s-a întâmplat până acum, ceea ce ați tras dumneavoastră până la ora actuală, într-adevăr este oribil. În câteva momente vom auzi ce spun autoritățile despre decizia lor de a lua copiii celor două surori, să fi fost o măsură absolut necesară sau un pas greșit. Aflăm în curând. Dar, Eugenia, știm că în urmă cu două luni problemele cu fostul tău concubin s-au acutizat. Așa le-ai spus colegilor mei. Poți să ne povestești aici despre ce este vorba? Asta ultima dată când el a fost anul nou, adică și noi atunci dar ne-am sfârșit, adică el s-a lăsat de fapt. Nu a venit la dansa, nu i-a adus nimic, adică nu mai suna nimic. Și în vara asta am fost o lună zile la o prietenă la gazdă. Și adică el a aflat că-s acolo și, tă normal, fata a îngrijit, m-a dus adică cu fata și băietul. Și adică a început iară că să nu-mi găsesc vreun bărbat, să-i zic tată, un altă. El venea la voi sau te suna sau cum îți spunea el asta? Când mă suna și când vine. Făcea scandal? Da. Inclusiv și față de copii? Da. Vine cu o mândră sau cu una, când și când se schimba parcă. Îi spuneam să nu vii la fată, n-ar fi scop. De ce tu îi spuneai să nu vină la fată? Pentru că el nică nu avea grijă de fată. Deci mi-ai spus că acum, totuși, fetița ta trăiește cu el, cu tatăl ei. Da. Și că ți-a cerut-o de ziua ei. Da. Dar tu știi cine, uite, la moment îți îngrijește fiica? Știu că este o fată acolo. Dar eu nu prea am vorbit cu dânsul. Ce fel de fată? Cine este ea? Ce statut are în casă? Și rănios că vine încă la... Dar tu crezi asta? Că a fost angajată ca bonă? Ce crezi despre femeia asta? De fapt, cine este ea acolo în casă? Cred că e femeia lui. Așa crezi tu? Dar pe el l-ai întrebat? L-am întrebat, el rănios că e bonă, el niciodată nu vrea să-mi zic. Chiar cât i-a venit, a pus numai că e bonă, bonă, până și eu n-am aflat. Și tu ce crezi despre faptul că o femeie străină îți crește copilul? Nu e normal, de ultima când am fost la dânsul, apoi era cu dânsa și el mi-a spus că a făcut tutelă pe dânsa. A făcut tutelă pe ea? Da, și adică eu n-am și căutat la fată și adică a suit dânsa. Copiii trebuie să fie cu dumneavoastră. I-am zis, Jenie, nu scrie fata după dânsul când a venit înapoi. E că nu m-a ascultat, mă. Cazuri de beție sau... Și beție nu a fost, nu a fost nici o beție, nic, și beție a fost. Noi am intrat, ele se ascundeau cu minciuni, cu una alta. Și mâine veți să mergi la pușcărie și oricum nu o să aveți posibilitatea să aveți grijă de copilaș. Bărbatul o acuză pe Eugenia că ar trăi în desfrâu și chiar s-ar prostitua în casa unde creșteau copiii. Tânăra, la rândul ei, afirmă că toate sunt minciuni și a acceptat să treacă testul la poligraf. Nu sunt prostituat și n-am făcut niciodată asta, învăță la copii. La cei 21 de ani ai săi, Eugenia Gândrabur se mândrește cu doi copilași frumoși, o fetiță de 3 ani și un băiețel care de-abia a împlinit un an. De o lună însă, tânăra mamă nu și-a mai văzut copiii. Fost concubin înscris pe mine o plângere la poliție, că eu mă ocup cu... prostituție. Și sora femeii, Oxana Cebotari, povestește înlăcrimată că în aceeași zi autoritățile i-au smuls-o din brațe pe fiica ei de 4 ani. Era numai soția acasă, a luat copilul. Nu trebuie ridicați copiii, dar de ce cauză? Nu ne-a dat nici o foaie, zic, să știm pe ei, să ne uităm, pentru și ești de ce, zic, s-au luat copiii ăștia din familie. Nu vreau să spui nimic oricum. Surorile sunt convinse că tot ce li se întâmplă este urmarea unei răzbunări crunte puse la cale de către fostul concubin al uneia dintre ele. Și că el s-a dus la Boșcana și a scris cereri cu un creion simplu la poliție. Oricum a scris că trebuie să se ridicați copii, că nu trebuie să trăiască în familie, oricum după la noi în familie, că suntem sărași și una alta este. Dar tu știi unde se află acum copiii tăi? Băietul e la centru de familie, dar fetița mea e la tatăl dânsa. Ce luți eu tata, să fac tot posibil cu să îmi iau fata. Cum se face că două surori din Chetroasa au rămas fără copii?
Ce motive prezintă autoritățile? Cu ce acuzații șocante s-au pomenit tinerele mame? Una dintre surori a trecut testul la poligraf. Ce va arăta acesta? Vedem astăzi. A venit momentul să-l cunoaștem pe fostul concubin al Eugeniei, despre care surorile spun că ar fi miezul tuturor problemelor cu care se confruntă ele. Bărbatul a refuzat invitația de a veni în platou, dar a discutat cu echipa noastră de filmare. Atenție la ecran! Eu toată viața lucrez. Eu lucrez, n-am podină. Eu lucrez pentru copchii. Eu în viața mea n-am văzut așa. Eu vreau copchii mei să vadă și n-am văzut eu să aibă. Să te uleac de tălcioclor, să aibă mai ușor. Alina cu fata așa, de hrănești, de spală, tot ca pe copchilul ei, spune, iubești copchilul ca ei. E o manieră așa, mama dreaptă, ei nu așa iubești cum asta fumeie străină pe trebuie. Dacă era mamă bună, Doamne ferește, eu cum să le iau copchilul la mamă bună? Dacă eu văd copchilul grijăliu, mâncat, îmbrăcat, tot, eu ajut, aduc tot ce trebuie. Las și lângă mamă, lângă mamă, dar nu lângă ust. Mă scoate de vorbă de asta. Cădinește că-mi păutare încă, dar pe o parte nu, că am o fată care mor după dânsă, eu viața aduc pe dânsă. E ca, Doamne ferește, eu bolește, eu zic, dă-i Doamne, nici să-mi boală ei, dar nu e. Nu e drept. Nu-i drept ce anume? Ce vorbești el? Nimic nu-i drept. Eu scad viața pentru ce mai vine după copil. Eugenia, dar ceea ce spunea fostul tău concubin, tatăl copilului, că uite, o femeie străină iubește fetița mai mult decât propria ei mamă. El de unde știu eu cum stăteam cu fata, el nici nu stă lângă noi să vadă. Ca să înțeleg eu cel puțin dacă este răzbunare sau nu, este important, dacă dumneavoastră doriți să ne spuneți care tot și-a fost motivul că dumneavoastră nu mai locuiți, n-ați dorit să locuiți cu primul concubin, cu tatăl copilului mai mare. Eu vă spun cauza. Pentru că fata era mitică, avea 6 sau 7 luni. Și el de fața noastră și fete în casă, într-o cameră. Mă duce pe mine și doarne în altă cameră. Și el când cu anișoara, când una de la Chișinău, când cu alta. Și adică e tot suflet. Da, trăim cu dânsul, poate n-am avut iubire în alta, dar eu nu am putut să cerpești și m-am dus. Am aflat că fostul concubin al Eugeniei a trimis un denunț către Direcția de Asistență Socială. L-am întrebat ce a scris în el. Să-i auzim răspunsul. Nu e bună, mamă. Ei place primblatul, băieț, țigară. Eu înțeleg cu copilul fără mamă să crească, asta e. Eu și singur fără mamă, că tu știi ce înseamnă asta pe inimă. Dar mamă și, dar nu de asta care e... Adevărul am scris că n-are grijă, be. Că îmblă din toate sate, cum caută băieți. Cum am auzit, o persoană a zis că nu știu cine o dată e 50 de euro, că are un site, scrâti site, nu știu. Nu, pe care este ca lesbienți, cum se numesc ele, nu știu. O spus că o văzut într-o seară târziu, ca că cu chelea, cu măsa au născut, o sări de peste un gard și acasă au fugit peste pe balt. Dar și nu ești om ca noi? E n-are, e nezdierjână, e de asta care copchii, și copchii să se crească, sâmblica dânsă, să o carișească copchii. El spune tot misiunea asta, nu-i nică adevăr, nu-i drept. Cum și pe asta drept, dacă nu-i drept așa ceva? Jania, Doamne ferește, fășe după fata și au fost mă la cantemir și s-o scris. Tu mă la țigănești, chiar am zis, Jania, nu scrie fata după dânsul când am venit înapoi. E ca nu m-a ascultat, mă. Dar tu despre 50 de euro, despre prostituare, că am înțeles că asta a fost aluzia lui din denunț. Să dă-i copchilul. Nu-i fata și să o dă-i înapoi. Niciodată n-am făcut așa pentru bani. Eu, da, într-adevăr, cu a doilea băie când l-a născut, da, era tare greu, tare. Și ajutor social am primit încă în iarnă, era asta în decembrie. Și noi până atunci, da, poate și câte o bucăță de până în casă n-am avut. Dar eu chemam diferiți oameni care găsăm de pe site-uri care ajută. Și ele scriem și adică îi vineau. Când vineau cu producte, când vineau cu hăinuți la copii. E că chiar am în vara asta, nu de mult, în august, minim a ajutat o familie. Din România ne-au trimis foarte mult haine, dulciuri, producte, adică
Și înainte chiar Iura să o iei pe fată, nu s-a dus el să cumpere o hainuță sau o perioadă de chiloței. Dar, Jean, dă-i hainele. Da. Dă-i hainele care tu le ai. Dar nu ți-a venit în cap că poți, nu știu, cere o pensie alimentară de la el, dacă tot este oficial tatăl? El întotdeauna mă spărie că eu când încep că te pun alimente, că știe că eu ți-o fată, că te deză ca mamă, da. Te vără în psihoșcă. Ca să duc într-o pădure și să-ți fac capul zilei, nu tot așa. Deci eu te-am amenințat chiar așa? Top, cum? Da. Tu ai încercat vreodată să mergi la poliție, să-l denunți? Nu, nu? Pentru de că ce? Tot poliția din partea lui. Din cum? Partea lui, tot poliția din partea lui. Oricum, plătești la noi la raion și nu știi ce face. Nu știu, criulenii nostru, tot e din partea lui. Victoria a chemat-o eu acasă, casa e a mea. Victoria a chemat-o și n-a făcut nicio dreptate, nimic. În această seară discutăm despre două surori din satul Chetroasa, cărora autoritățile le-au luat copiii. Ambele mămici afirmă că astfel li s-a făcut o mare nedreptate și sunt convinse că aceasta este, de fapt, răzbunarea fostului concubin al uneia dintre ele. De altă parte, bărbatul spune că cele două femei nu sunt demne de a crește copiii pentru că au un comportament deviant și chiar s-ar prostitua. Femeile neagă acuzațiile și, ca să demonstreze contrariul, una dintre ele a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. În câteva clipe vom afla rezultatele acestuia, dar nu înainte de a auzi cum își motivează autoritățile decizia de a lua copiii de la mamele lor. În platoul nostru vor intra acum primarul comunei Hrușova, da. Pavel Roșca, da, și asistenta socială din localitate, Iulia Pânainte. Să-i salutăm! Sunt curioși. Bună seara. Bine ați venit la noi, vă rog să luați loc. Mulțumim. Domnule Roșca, doamna Pânainte, vreau mai întâi să ne spuneți unde se află acum copiii celor două surori, a Oxanei și a Eugeniei. La momentul actual, copiii sunt plasați în serviciu asistență parental profesionistă în subordinea direcției Criulii. Mamele, sau de fapt părinții lor, au acces la copii? Au fost stabilit graficul de întrevedere cu copiii. Din cele cunoscute de mine, Oxana a vizitat copilul de acum. Eugenia nu cunosc. Dar știm că Eugenia mai are o fetiță de 3 ani și că aceasta s-ar afla la fostul ei concubin, la... Verjac Iuri, tata biologică copilului. Asta știți sigur? Sigur, da. Deci, cum se întâmplă că acest copilaș nu stă cu mămica lui, dar stă cu tatăl? Ce drepturi are și dacă puteți să ne explicați? Fata ce... asta numai la noi a fost crescută, al lui Verjac. Numai Oxana, la noi, hai să vedem din punct de vedere al autorităților, da, ce se întâmplă, dacă puteți să ne povestiți. Domnule Roșca, dacă cunoașteți situația, la fel, vă rog să vă implicați în discuție. Noi cunoaștem situația ambii, împreună cu asistent social, de numerate ori, nu era... două ori pe lună sau... Era moment și trei ori pe lună când eram solicitați de vecini că erau cazuri de bieții sau persoane necunoscute. Și bieții, domn primar, a fost, nu a fost nici o bieție, nic, și bieții au fost. Că ai venit și ne-a luat drept de copchiul din brață? Gata, e gine, așa-i? Cam ajuns eu aici. Nu-i gine, de nu-i gine, așa-i? Că... Îi spui lui Sașa, fără-mi în fața că îți da și drept taima ta și spui să-mi fără-mi el la casa mea. Pentru și? N-am nici un drept, dar am explicat. Fășițul de curățeni, fășițul de curățeni împrejurul căsii, dar nu lăsați mizeria care este acolo de ani, de zile. Eu vreau să știu, domnule primar, totuși, ce a servit drept motiv pentru a le lua acestor surori copiii? A apărut o plângere de la concubinul doamnei Eugenie, la Consiliul Regional, la asistentă socială. După ce a apărut, avem scrisoarea, doamna Iulia vine să spune, uite care e situația, hai să mai mergem încă o dată la familia din Chetros, să vedem care e situația. Așa. Noi am intrat, ele se ascundeau cu minciuni, cu una alta, că am format comisia multidisciplinară. Nu e de voi chiar să vedem și în casă. Și am intrat, am deschis ușa, de te rog frumos să vedem. Acolo vă spun că era... Da, dar e frumos să fotografii... asta. În fotografii poți să vă arăte că noi am fotografiat câteva fotografii. Da, avem niște imagini. Și pozele, vă rog frumos. Da, și... Acolo erau instrumente, copii mici,
au lucrat cu masterul sau cu șocanul sau cu totul. Dar acolo nu dormim în cameră ca tare. Și în camera așa închipuiți-vă trei persoane și trei copii. Unde puteau să doarmă? Noi în calidor dormim. Și Jania copiii e tac dormit. Și timp de iarnă. Încă au început să facă reparații, să facă curățenie, că dacă pășiera curățenie, nu-i mai ridica nimic copiii. Dar în pășiul scrisoare nu a ieșit la fața locului. Să haideți să vedem ce ne-ați arătat, doamna, pe-nainte. Atenție la ecran. Iată, într-așa condiții era soba deteriorată. Aici locuiau copiii, iată, așa condiții de trai aveau ei la data de 28, luna a 9-a 2021. Hainele. Hainele copiilor, da. Încă aici dormeau, dormeau. Și acesta a fost cumva, iată, ultima vizită, v-a convins că trebuie chiar luați copiii de la mamele lor? Da, nu, Tania. Noi am mai făcut vizite, nu odată, de vă spun, de mai multe ori. Și vorbim cu dânsele normal, fetelor, sunteți două surori. Lăsați pe una copiii la ambele și faceți voi curățenie. Pe urmă schimbați-vă, una face mâncare și erați și foarte bine și curaj frumos. Noi la fel am întrebat oamenii din sat despre voi două. Haideți să vedem ce ne-au spus oamenii. Atenție la ecran. El la mine a înțat după la ouă întotdeauna, a intrat și un frat și una, sau chiar șampun, chiar și din dușul de oară. În parcă ies cu prostuții. Mă știu că ce bărbați am fost, dar nu știu numărul. Nu știu cum găsești, prin internet, prin găsești, nu știu. Dar pe auzi probleme și cu, chiar cu șefa bazului, de ce bărbat. Ai magazinul. Am bătut tot pe dânsă, ele amândouă. Eugenia, să știi, dumneata unii. Da, stramată și vreo nebun. De ce spuneți asta? Stramată și vorbește urât. Așa, bunurile goale prin grădină. Asta cum? Iată așa, asta cum? Ele goale așa. Goale, până la jumătate goale. Cum poți, o mamă de femeie, că e trei de-al de noi, să... Sprajați pe grădină goală. Ele sunt tare. Mai uitați cuvânt, ele sunt tare. Asta cum? Scurvă, era tare că n-au oameni și știi, dacă n-au oameni, pe ele... Doamna, ora altă, dar nu știu, pentru bani, dar pentru oameni și ei care, știi, sunt și oameni care, nu știu, mulți oameni se duc, le mai dau chiar că pică, dar alții se duc și se mai duc și numai așa, știi, pentru, o să-i dă alea de... Și de-a trebuie, că nu trebuie de trebuie, eu lucrez frumos cu voi. Dar e grupată chiar Jenia asta lui Gheafile oricum și... Dar ceilalți? El nu-ți dă seama, e chic jos, dezbat, el nu-ți dă seama și vorbește lui. Dar ceilalți oameni? Dar noi drept în diop și cururi, da, bă, din ea la așa ceva, nu știu, din ea așa ceva, eu fur că nu mă ocup și că așa... A luat-o așa încerc la copii, dar Bostan i-a dat la răț, adică atunci noi n-am avut mâncare la gâșce și eu, da, într-adevăr, am așa luat. Dar cucurul gol prin grădină, spre așa, nu a fost și... Chetrusul, nu știi bine să-ți ar fac hărmăsă. Dar ne-a scris, Eugenie, că e bine să intrați, să furați ouă, șampon. Asta e o deprindere deja, va fi o deprindere. Știți cum este proverbul cel? Azi un ou, mâine un bou. Și mâine veți să mere la pușcării și oricum nu o să aveți posibilitatea să aveți grijă de copilaș. Cred că nu e bine. Dar dacă îmi permiți, domn primar, a vrut să vă întreb, pentru mine e interesant. Ce ați făcut din momentul când ați luat copiii? Aici au făcut măcar o mână de ajutor, n-o dat. Cu mămicile astea, cum ați acționat cu ele? S-au luat copiii pe un termen de 3 luni de zile, nu mai mult, până și-or face ele reparații cât de cât curățenii, ca să poată lua copiii înapoi, ca să trăiască în familie, cu mama. Haideți totuși să vedem ce am văzut noi în casa Oxanei, că de fapt este casa ta, la 3 săptămâni după ce le-au fost luați copiii. Atenție! Pișa, noi intrăm în casă, așa ca calidorul. Ia ca pișa, intrăm drept în fund unde dorm eu. Da, ia ca așa, pătuc fietii. Eu aici dorm cu soțul și pătuc fietii oricum. Asta eu te încălzire oricum, dar puteți spuneți mâna, eu te călduți soba.
puteți spune? Mâna, da, ia uite, puneți mâna, e călduț soba. E că aici ai masa, blidele, macaroane avem, orez avem, macaroane tot de astea care cade de 3 lei oricum. Nu știu că nu avem mâncare, noi nu murim de foame. Da, am făcut chiar azi, am prăjit niște ouă cu cârnați. Noi nu murim de foame cum crede altcineva. Ei, Doamne, ne dor tare de fata, să vii acasă, o aștept cât mă rep de lângă mama. Cât mă repede să vii fata. Ia că aici e camera surorii mele, aici oricum sunt hăinuțele fietei. Hăinuțele fietii sunt aici. Alo, Mariuța. Ia arată-te. Ia uite. Tătă-i pus aici nou, tătă-i ia ca pijamaua oricum este. Vreau să știu, domnule primar, și mult stimată doamnă asistentă socială, dacă ați văzut și voi ceea ce am văzut noi acum. Da. Și asta a fost suficient ca să le întoarceți copiii fetelor? Să sperăm că situația se va ameliora spre bine, în favoarea și interesul superior a copilului. În această seară discutăm despre Eugenia și Oxana, două surori din satul Chetroasa, raionul Criuleni. În urmă cu o lună, tinerilor mame le-au fost luați copiii. Ele cred că autoritățile le-au făcut o mare nedreptate și sunt convinse că la baza acestei decizii ar sta fostul concubin al uneia dintre ele, care a decis să se răzbune. Bărbatul o acuză pe Eugenia că ar trăi în desfrâu și chiar s-ar prostitua în casa unde creșteau copiii. Tânăra, la rândul ei, afirmă că toate sunt minciuni și a acceptat să treacă testul la poligraf ca să demonstreze asta. Ce detalii va scoate la iveală acest test și ce adevăr va demonstra? Aflăm în câteva momente, dar mai întâi să urmărim cum a decurs testarea. Atenție la ecran! Minți că prima sarcină este de la... De când locuiți în casa surorii dumneavoastră, v-ați prostituat măcar o dată? Fostul tău concubin Iurie te-a obligat să faci sex cu el pentru că te hrănea? De când locuiești în casa surorii, ai fost obligată să faci sex cu cineva? Ți-au fost adresate foarte multe întrebări, dar în special ne-au interesat 6 dintre ele, la una dintre care, de fapt, ai răspuns deja recunoscând că s-a întâmplat să furi din casa vecinilor. Așa că această întrebare cade și rămân cu alte 5. Așadar, 5 întrebări sunt și voi anunța pe rând care sunt rezultatele testului. Prima întrebare sună în felul următor. Fostul tău concubin te-a obligat să faci sex? Da. Te-a obligat? Da. Și rezultatele testului demonstrează că ai spus un neadevăr. Dar vreau să știu de ce ai spus un neadevăr. Poate a fost o confuzie, poate n-ai înțeles despre ce concubin este vorba. Sex că mă hrănești, adică da, el într-adevăr începe. Și pe geaba te hrănesc cu un altă și am fost nevoit să mă cup. Următoarea întrebare a sunat în felul următor. De când locuiești în casa surorii, ai fost obligată să faci sex cu cineva? Nu. Nu. Nu făcut așa. Așa ai răspuns și în cadrul testului. Și acesta este un adevăr. Ai făcut sex de față cu copiii? Nu. Nu, niciodată nu a fost așa ceva. Ai spus nu? Nu. Și acesta este un adevăr. Ai transmis surorii tale, Oxana, bani câștigați din prostituție? Nu. Nu. Așa ai răspuns și în cadrul testului. Și din câte arată rezultatele acestui test, acesta este un adevăr.
Și ultima, cea mai importantă întrebare, va trebui să fie atent și fostul tău concubin, dacă se va uita la această emisiune. Sună ea în felul următor. Ai făcut sex pentru bani? Nu. Și acesta este un adevăr. Spune-mi, te rog, atunci când ai acceptat să treci testul la detectorul de minciuni, ce și cu ei vrut să-i demonstrezi? Eu am vrut să demonstrez că nu sunt prostituată și n-am făcut niciodată asta în față la copii. Ce ar trebui să facă aceste mămici, pentru că asta este, de fapt, subiectul discuției noastre. Ce ar trebui să facă aceste mămici ca să-și întoarcă copiii? Să menții curățenia, să menții ordinea și nicio problemă. Cel mai important este că dumneavoastră doriți totuși să creșteți copiii și să fiți mame și copiii să fie lângă dumneavoastră. Este foarte important acest lucru. Dar trebuie să înțelegeți că nu copiii sunt pentru dumneavoastră, ci dumneavoastră sunteți pentru copii. Și dorința, simpla dorință de a avea copiii lângă dumneavoastră și să-l crește, nu este suficient pentru ca copiii să fie fericiți în familia noastră și să dezvolte armonios și să fie cumva, să aibă mai mari succese și mai mari șanse sau mai, să le fie mai ușor în viață decât dumneavoastră după ce ați crescut așa cum ați crescut. Copiii trebuie să fie cu dumneavoastră și doar alături de dumneavoastră ei vor avea prosperitate. Sunt condiții, da, păi fă ca condițiile astea să fie întrunite și atunci, într-un simbioz, mama care vrea să rezolve problema și să fie bine, autorități care vă susțin, vă atenționează, vă ajută, vă mai dau poate peste cap. Eu cred că în așa condiții veți avea copii cu un succes și cu un viitor care va fi mai favorabil decât al dumneavoastră. Mulțumim! Aici încheiem liniște și pace vă doresc. Să aveți cu cei dragi mereu alături. La 2 luni după înregistrarea emisiunii, autoritățile i-au întors copilul Oxanei Cebotari. Asta după ce femeia și-a găsit un loc de muncă și a făcut ordine în locuință. De acum încolo, ea trebuie să-și respecte obligațiunile de părinte, de altfel din nou va apărea riscul să-i fie luată fetița. Sora Oxanei, Eugenia Gandrabur, însă continuă să fie departe de copiii ei. Pavel Roșca, primarul comunei Hrușova, ne-a spus că tânăra și-a schimbat locul de trai. Edilul zice că femeia nu s-a prezentat în instanța de judecată pentru a-și redobândi dreptul asupra copiilor săi. Fiica ei de 3 ani se află în grija fostului concubin al femeii, iar pe băiatul de 1 an îl cresc asistenții parentali.